Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că vor fi folosite două stații de pompare a apelor uzate pe două străzi care se află poziționate în pantă. Este vorba despre Dobrila Eugen și strada Molidului din cartierul Burdujen-Sat, unde vor fi amplasate aceste stații de pompare a apelor uzate. Potrivit primarului, alimentarea cu gaz există pe cele două străzi sucevene, însă strada Dobrila Eugen urmează să fie asfaltată. În premieră în Suceava vom folosi două stații de pompare a apelor uzate pe două străzi care sunt în pantă, unde canalizarea, cum e făcută pe proiectele europene, pe postul de mediu și pe ISPA, mă rog, sistemul este de curgere în sistem gravitațional, deci vom face două stații de pompare a apelor uzate pe strada Dobrila Eugen și pe strada Molidului din cartierul Burdujen-Sat, la fel și pe strada Făgetului, care este în apendice a străzii Dobrila Eugen. Vom pune aceste stații de pompare să putem asigura canalizarea acestei străzi. Este o stradă lungă, o stradă importantă și nu putem să facem asfaltarea mai departe până nu avem rezolvată problema apei și canalizării. Ca atare avem făcut proiectul, scoate la licitație să montăm aceste stații de pompare apei uzate pe aceste două străzi. Am dus acolo gazul metan, urmează să finalizăm canalizarea și să putem asfalta strada. Se lucrează în acest moment la studiul de fezabilitate, la ridicarea topografică și la studiul geotehnic. Este o lucrare importantă. Tot primarul Sucevei a declarat că asfaltarea străzilor nu poate fi făcută fără a avea terminată instalația de canalizare. Eu îmi cer scuze la cetățenii pe strada Dobrila Eugen pentru că am avut atâtea discuții de-a lungul anilor. Nu este altă soluție acolo decât aceste stații de pompare a apelor uzate, iar asfaltarea străzii nu poate fi făcută fără a avea finalizată instalațiile de canalizare, pentru că apă este. Ca atare vom face și aceste instalații de pompare a canalizării. Gazul metan este dus pe aceste străzi și vom face și asfaltarea străzii Dobrila Eugen, care este o stradă destul de importantă, are 100 de imobile, 100 de case pe ea, cel puțin 500 de oameni sunt utilizatori.